Atacurile în spațiul virtual îndreptate împotriva României anul trecut au vizat atât aplicațiile de internet ale instituțiilor publice, cât și ale celor private. Peste 68 de milioane de alerte au fost colectate și procesate de Centrul Național de Răspuns la incidente de securitate cibernetică. Avem o strategie de securitate cibernetică și sunt instituții care au atribuții în acest domeniu. Cert.ro este una dintre ele. Am făcut bilanțul activității în ultimele 6 luni și am observat din planul acesta exact ce s-a făcut, ce activități avem de făcut și ce facem în viitor. În fiecare moment trebuie să fim pregătiți, pentru că niciodată nu putem ști și nu putem garanta un climat sigur. Este un domeniu într-o continuă schimbare și este un domeniu pe care să-l controlezi ai nevoie de multă inteligență și tehnologie. În privința website-urilor din România care au fost compromise sau infectate cu malware, am avut o creștere de 58% față de 2014 și avem în prezent detectate 17.000 de domenii.ro compromise. Și cifrele, bineînțeles, că cresc exponențial, pentru că economia și interacțiunile sociale toate s-au mutat în online și depindem din ce în ce mai mult de acest mediu. Atunci, în mod evident, și infractorii s-au mutat în mediul online. Aproape 80% dintre alertele colectate și procesate au vizat sistemele nesecurizate sau configurate necorespunzător. Orice persoană care utilizează internetul trebuie să știe la ce riscuri se expune. Cel mai important lucru este educația. Cultivarea unei educații orientate spre securitatea cibernetică, pornind chiar de la copii, în companii. Orice șef de structură de securitate, orice administrator de rețea, ar trebui să aibă un curs, să fie bine pregătit și să știe absolut toate riscurile cunoscute, pentru că sunt și riscuri multe pe care nu le cunoaștem. Măcar pe cele cunoscute, să poată să le trateze și să poată reacționa. Ar trebui responsabilități pentru toți deținătorii de infrastructuri și asta o va face cadrul legal. Cadrul legal va impune această lege a securității cibernetice, despre care se discută mult în ultima vreme, va impune niște responsabilități pentru deținătorii de infrastructuri, astfel încât ei trebuie să respecte anumite reguli și proceduri pentru a micșora calea de atac a infractorilor. Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre, care pleacă, după cum vedeți, de la evenimentul filmat chiar ieri. Dar care își propune, de fapt, să discute cu mult mai mult decât această primă parte, vrea să vă aducă în dezbatere ce înseamnă IT-ul în perspectivă, ce înseamnă pentru dezvoltarea întregii omeniri, ce înseamnă pentru noi români. Foarte mulți se laudă că avem foarte, foarte buni specialiști în domeniu, inclusiv hackerii printre cei mai buni din lume sunt români. E, hai să vedem dacă la aplicațiile astea formidabile din acest domeniu de viitor, noi suntem pregătiți. Noi, când spunem noi, mă gândesc în primul rând la instituțiile de specialitate și la oameni. Dar în primul rând, toți, absolut toți, trebuie să cunoaștem că nu știți de unde sare iepurile, așa cum se spune. Și ca atare, v-am invitat, dacă se poate, să stați următoarele 45-46 de minute câte au mai rămas, lângă ecran, lângă micile ecrane, să vedem despre ce e vorba. Să vă prezentăm invitații, doamna profesor dr. Inginer Doina Banciu, director general Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, bine ați revenit. Și domnul Bogdan Popovici, antreprenor IT, regizor, economist și... La tine, bine, ai revenit, are mai multe conotații, ca să spun așa, dar, oricum ar fi, bine ai revenit. Mulțumesc, Sorin, și sperăm să redeschidem baierele lumii economice. Să dea Dumnezeu, am spus-o și atunci când nu mai erai printre cei liberi, am spus-o în repetate rânduri, ceea ce ai făcut cu Forum Invest, ceea ce ai făcut cu firmele respective pentru economia rațională, n-au făcut guverne întregi. E, sper că acum, la atâta vreme, să reluăm lucrurile și, așa cum spuneai, la un nivel mai înalt, ca lucrurile să meargă și mai bine. Și am convingerea că așa se va întâmpla. Doamna director general Banciu, evenimentul de ieri a fost doar, cum să vă spun, scânteia pentru a provoca această emisiune. Vreau însă, înainte de a intra în ce spuneam, să faceți o mică descriere a noutăților din ultimul domeniu pe care dumneavoastră le-ați realizat ca institut de specializare și ca institut care a trecut prin mari prefaceri. Ați avut în cercetare, au fost
petrecute, s-au petrecut multe, multe lucruri rele și strâmbe. Institutul dumneavoastră a rămas tot timpul un standard. Institutul dumneavoastră și-a creat în această lume un renume și l-a reclădit. Și asta nu s-a făcut doar uitându-vă în sus, ci având specialiști de înaltă clasă și punând, cum se spune, cot lângă cot, umăr la umăr, toți osul la treabă. Nu mă exprim academic, dar așa a fost. Eu nu pot decât să vă mulțumesc pentru ceea ce spuneți despre instituția noastră, dar vreau să vă spun că schimbările în domeniul tehnologiei informației sunt atât de rapide, încât dacă noi, ca instituție, împreună cu zona științifică a instituției noastre, nu suntem atenți să ne reorientăm strategiile în nou trend al informaticii, nu vom mai rămâne standard în informatică. Pentru că nu este suficient să avem proiecte, să ne acoperim salariile, dar să știți că noi nu primim nicio subvenție specială de la stat, totul este prin competiție. Știu și am subliniat-o de întotdeauna. Deci nu este suficient să am proiecte. Trebuie să știu ce fel de proiecte le am, cum trebuie să le construiesc, cu cine pot să le construiesc, nu neapărat numai cu statul, nu neapărat numai cu instituții de stat, ci și cu antreprenori privați. Și încotro merge direcția informaticii în lume. Pentru că, repet, a fi în trend nu înseamnă avea numai buni specialiști. Înseamnă avea strategii adecvate la ce se întâmplă în lume. România există în Europa și în lume. Și dacă este să vorbim de evoluția informaticii, eu am să spun câteva lucruri pe care mie mi se par fundamentale pentru ceea ce se întâmplă acum în lume. În primul rând, sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le ai în vedere când vorbești despre evoluția informaticii. Evoluția tehnică, evoluția indivizilor în zona tehnică, în această nouă formulă tehnică, despre sistemele, să încerc să fac o traducere, sistemele cyberfizice, deci sisteme cibernetice care înglobează obiecte informatizate cu senzori pe ele sau legate la internet, deci obiecte fizice, cu conceptele informaticii, cu comunicația cu internetul. Deci să ai în vedere aceste lucruri și mai ales să ai în vedere ce se întâmplă cu industria. Pentru că informatica nu o facem noi pentru că trebuie să o facem, ci o facem ca să sprijinim economia în ansamblu ei. Revenind, este cunoscut deja ceea ce spune Uniunea Europeană despre a patra revoluție industrială. Deci, revoluția industrială 4.0, spune Uniunea Europeană și o spun țările dezvoltate economic. Și a subliniat aici, în primul rând, Germania, care arată că această patra revoluție înglobează într-o structură unitară ce înseamnă sisteme fizice cu sisteme digitale și noi ca oameni, deci resursa umană. Noi ca muritori. Deci acesta este trendul. Deci integrarea într-o abordare sistemică a conceptelor deja cunoscute în informatică. Internet of Things, internetul serviciilor, big data, cloud computing. Toate acestea trebuie privite într-o abordare sistemică pentru că ele vor influența major economiile. Ori institutul, așa cum este al nostru, pentru că de institut vorbim, m-ați întrebat acum, trebuie să aibă în vedere să își remodeleze structura funcțională. Și-a făcut-o? Suntem în trend, cum ar spune așa, pe cale de a o face. Deci Consiliul Științific al Institutului, împreună cu Consiliul de Administrație, împreună cu Ministerul, ne propunem să, în cel mai scurt timp, să redefinim strategia Institutului și, bineînțeles, structura lui funcțională în acord cu noile tendințe ale domeniului. Dar la nivelul pieței, la nivelul celor care, într-un fel sau altul, vă sunt concurenți sau colaboratori, mersul este înspre același domeniu? Azimutul e tot acolo și ei urmăresc același lucru? Sunt alții în urmă? Sunt alții înainte? Depinde din ce unghi privim. Din toate. Din toate, nu poți să ai decât o privire globală și nu sesizezi exact ce este esențial. Eu cred că cel mai important lucru în acest moment este să poți identifica acele domenii și acele domenii de cercetare, pentru că eu vorbesc de cercetare, și
pentru, și pentru firmele private este același lucru, care sunt susceptibile de a fi implementate în viața reală. Pentru că altfel rămân numai cercetări la nivelul unor V-ați cercetări. V-ați pregătit cu anumite lucruri, ne-am pregătit împreună, o să revenim pe ele, dar aș vrea să văd și opinia lui Bogdan Popovici, pentru că are o viziune, cum să spun, a avut și timp de gândire, a avut și suferințe, a avut și necazuri, dar și ochi de perspectivă. Cum vezi tu lucrurile în domeniul ăsta? Mi se pare că trăim unul dintre cele mai interesante momente din istoria noastră prezentă, pentru că se întâmplă în momentul de față un lucru foarte special, care este un real asalt al tehnologiei asupra oamenilor. Cantitatea de informație care în momentul de față se emite în lume, datorată foarte tare acestei perfecționări a comunicării, crește exponențial și a început să se miște ca un fel de tornadă. Așa cum vedem la televizor tornadele, în mod special din sudul Statelor Unite, dar au fost și la noi, ar trebui să ne imaginăm informația și tehnologia care a început să se miște cumva ca un fel de tornadă. Avem, pe de o parte, lucruri care definesc fundamental mișcarea societăților și țărilor în momentul de față. Avem o zicală, va deveni o zicală, va deveni istorie în foarte scurtă vreme, în programul internațional american și în dialogul cu Uniunea Europeană, și nu numai cu Uniunea Europeană, americanii au lansat o direcție, spunând noua securitate ca o direcție spre noua prosperitate. Noua securitate înseamnă, în primul rând, tehnologizări și retehnologizări absolut inimaginabile, greu de pătruns și greu de înțeles pentru colectivele de oameni, inclusiv din Statele Unite sau din țările occidentale dezvoltate. România are nevoie de nouă prosperitate și a asigurat această nouă securitate cu NATO și cu Uniunea Europeană și cu americanii, în mod special, și parteneriatul acesta strategic special cu americanii, dar caută o nouă prosperitate. Această nouă prosperitate a românilor în momentul de față și al zonei, care este o zonă, Bulgaria, Serbia, Moldova, Ucraina, sunt țări care au fost mai puțin dezvoltate economic, își caută această nouă prosperitate în umbra sau în direcția momentului internațional, care este tehnologizare agresivă. La sfârșitul anului trecut și la începutul anului acesta, toată presa americană a avut în reviste de politică, nu mă refer la revistele de tehnologie și știință, mă refer, de exemplu, la Foreign Affairs, varianta americană, a avut ca element principal și ca subiect principal robotica care invadează viața oamenilor. În momentul de față, cele mai mari nuclee internaționale de inteligență mondială studiază inteligența artificială. Fie că ne aflăm la Mark Zuckerberg și Facebook, care împreună cu Oculus Rift, pe care l-a cumpărat cu 2 miliarde de dolari, încearcă să se mute către realitate virtuală și inteligență artificială, fie că este vorba despre Microsoft, care tocmai a lansat HoloLens-ul internațional și vorbește despre, așa zisa, realitatea augmentată, realitatea din ce în ce mai mare, tehnologia remodelează fundamental toate comportamentele umane, dar cu o viteză într-o accelerație. Există o lege celebră, legea lui Moore, care spune că viteza de creștere a schimbărilor tehnologice crește exponențial. Ea nu crește proporțional, ea crește exponențial. Bogdan, dar cum facem noi față unei astfel de dezvoltări? Pentru că tu, în urmă cu ceva vreme, spuneai, când am fost și am avut voie să filmăm în penitenciar, cum predai oamenilor, cum erau oameni care de foarte bună calitate, dar care nu erau educați, erau în banca lor și cu toate astea, multe nu le știau, erau departe. Și ai avut tăria și ai făcut în așa fel încât pentru unii îi învățai și să vorbească în limbă străină, numai în limbă română. Cum facem și cui ne adresăm ca această tornadă, când e să prindă cât mai multă lume?
Eu cred că noi avem câteva șanse și eu cred că și societatea civilă, și societatea politică, și antreprenorii, și cercetătorii, și tot ceea ce înseamnă societatea românească, trebuie să îmbrace aceste șanse foarte serios. Președintele Iohannis a spus un lucru care are o esență de adevăr dacă este respectată această afirmație. Noi trebuie să ne întoarcem la normalitatea comportamentală a trendurilor internaționale. Normalitatea comportamentală a trendurilor internaționale ne obligă pe noi românii, și nu numai pe noi românii, dar pe noi românii în mod special, ca în perspectiva lui 2018 să începem să emitem niște proiecte de țară. Proiectele de țară pot fi propuse de doamna invitată. Primul ar fi cel cu 100 de ani, nu? Deci, cu ocazia împlinirea 100 de ani de la înființarea României Moderne în 2018, România ar trebui să aibă câteva proiecte de țară foarte limpezi și foarte clare, pentru că în timp ce noi ne chinuim încă să turnăm asfalt și îl turnăm și îl distrugem, afară se vorbește despre autostrăzi inteligente și deja se plimbă de milioane de kilometri mașini fără șofer în Statele Unite și în Germania. Germania a trimis deja pe autostrăzi și camioane fără șofer care sunt în perioadă de testare. Deci România ar trebui să se gândească că unul din proiectele fundamentale de țară în această perspectivă de tehnologizare, informatizare exacerbată, naștere de inteligență artificială care s-ar putea să înlocuiască omul din ce în ce mai tare din acest Internet of Things și niciuna din țările dezvoltate nu știe să răspundă bine la ce ne face tehnologia în momentul de față, România ar trebui să încerce să se plieze și ar trebui să pună în centrul preocupării sale, în centrul preocupării de nouă securitate și nouă prosperitate, modernizarea și tehnologizarea în toți parametrii. Ar trebui să fie prima coordonată, pentru că, iată, noi suntem aici trei invitați. Doamna directoare, tu, eu, avem telefoanele mobile din ce în ce mai sofisticate, care le-am închis și le-am pus deoparte. Am în față o tabletă din ce în ce mai sofisticată, căreia pot să-i dau comenzi vocale. Această tehnologie elimină extraordinar de multe persoane care înainte executau lucruri, acum pentru o simplă comandă verbală poți să înlocuiești o mulțime de oameni. Iar ieri, de exemplu, am fost aici în București la un colos din IT care e prezent și în România, care prezenta niște softuri foarte complicate și niște algoritmi matematici foarte complicați de automatizare a tuturor elementelor de analiză de piață. Bogdan, tu, așa cum am și spus, economist, regizor de film, antreprenor, știi că absolut în orice domeniu, oriunde și acasă, n-ai un ban, nu faci nimic. Cum vezi tu toate transformările astea? Fără parteneriate adevărate? Noi bani avem, să fim foarte atenți. România are mai mulți bani decât știe să cheltuiască și decât știe să folosească. Există un, cum să spun eu, cea mai distractivă afirmație pe care o pot face e aproape un fel de banc. Corina Crețu este este șeful unui buget de 300 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea de euro pentru dezvoltare regională în toată Europa de Est. Deci Corina Crețu reprezintă interesele Uniunii Europene de dezvoltare a întregii acestei regiuni. Nu trebuie să spun eu că nu facem absorpția fondurilor europene cum trebuie, dar sunt 300 de miliarde pentru toată zona, nu pentru România. 350 de milioane de euro s-au dat pentru laserul de la Măgurele. Acolo se va naște un parc industrial în funcție de răspunsul concentrat al guvernului. Dacă mă întreb pe mine foarte simplu, eu cred că ministrul tehnologiei din România și al comunicațiilor, împreună cu primul ministru și împreună cu liderii de opoziție sau de putere sau de la partide, ar trebui să nominalizeze un colectiv permanent care să se ocupe de dezvoltarea industrială a zonei de jur împrejurul
să stimuleze dezvoltarea industrială, să stimuleze dezvoltarea administrativă, să bage bani în infrastructura de jur împrejurul Turnul Măgurele. Ați vorbit aproape 10 minute fiecare dintre dumneavoastră, dintre domnile voastre. Revenim la dumneavoastră, doamna Banciu, și aș vrea să vă întreb apropo de programele pentru cetățeni. Programele unde se pune foarte mult accent și în Europa, dar și la noi, cu atât mai mult cu cât noi suntem rămași în urmă în acest domeniu. Care sunt proiectele, care sunt elementele cu care putem să spunem că am făcut ceva în ultima perioadă? M-a întrebat, presupun, ca institut. M-a întrebat, în primul rând, ca institut. Ca institut, dar și ca profesor universitar, care predați de zeci de ani și care ați creat armate de tineri, pe care, dacă dați un telefon sau căutați o carte de telefon, pagini galbene, sau cum se mai numesc ele în lume, nu există țară în care să nu fie șef de instituții care să vă fi fost elevi la studenți. Sau pe la aici, așa să spunem, sau pe la institut. Chiar și la dumneavoastră aici, la televiziune, am avut plăcerea să aflu. Așa este. Că există tineri care au lucrat, au fost studenții mei și sunt foarte bine cotați și văzuți. Revenind la întrebarea dumneavoastră. Să știți că eu nu sunt atât de sceptică cu România și cu tinerii din România și tinerii care lucrează. În primul rând, aș vrea să vă spun că știți că noi în institut gestionăm domeniile.ro. Adică tot ce înseamnă .ro este gestionat, manageriat în instituția noastră, activitate dezvoltată de noi înșine, prin resursă intelectuală proprie. Deci prin programe proprii. Așa să răspund punctual. Ce poți să faci pentru cetățean? Acest domeniile.ro au o creștere extraordinară în cei 15 ani de când, mă rog, sunt în institut și mă ocup de evoluția acestei instituții. Vreau să vă spun că ele au crescut, să vă dau data exactă, de astăzi la ora 12, în prezent sunt 876.523 de domenii, din care 11.282 sunt cu diacritice. Cu diacritice în limba română. Asta înseamnă că există cel puțin atâtea structuri informatice, fie că sunt site-uri, fie că sunt alte, care au acest domeniu. Deci, oamenii aceștia, 1 milion, pot coopera într-o formulă de interconectare de tip smart, că am văzut o definiție extrem de interesantă pentru smart, pe care chiar o spun aici, la Universitatea Zeppelin, smartul. Toată lumea vorbește despre smart city, smart administrație, smart guvern. De fapt, este o interconectare în mod inteligent, bazată pe internet, a tuturor tipurilor de structuri informatice în scopul eficientizării serviciilor pentru cetățeni. Și v-am spus de aceste domenii și acum să vă răspund ce am făcut pentru cetățeni. Foarte mulți oameni din România și nu numai doreau domeniile.ro pentru un site propriu la .ro. Unii loc există în România, alții în afara României. Și mi s-a părut că cel mai important lucru pentru noi să oferim un serviciu pentru cetățean, și anume acela de a-și plăti domeniile online. Să nu mai fie nevoie să ducă la bancă, să nu fie nevoie să vină la instituț să-și cumpere un domeniu, ci pur și simplu să-l plătească online. Și ne-am înrolat în ghișeul.ro. Acum 5 ani, el, nu știu dacă știți, s-a fost lansat în aprilie 2011, deci iată exact 5 ani, aș vrea să vă spun că au crescut numărul domeniilor înregistrate online, deci de acasă, aproape incredibil. Deci după 5 ani, jumătate din domeniile care sunt cerute la noi sunt plătite online. Mie mi se pare că acesta arată un serviciu pentru cetățean. Acesta este un lucru foarte important. Și că scepticii care la vremea respectivă spuneau că n-o să se întâmple mare lucru, că e greu, că sunt oameni, n-au avut dreptate. Păi nu au avut dreptate, pentru că mie mi se pare că nu se poate altfel. A da o facilitate cetățeanului, îi dă în același timp și administrației publice, lucru foarte important pentru o guvernare smart. Îi dai și un instrument de control pozitiv. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă pot să plătesc toate taxele și toate impozitele de oriunde am proprietăți în această țară, de acasă, dacă pot să o fac online,
dacă pot să mă informez online, este evident că în back office, adică administrația publică, da, știe sigur dacă eu, și în orice moment, dacă eu mi-am plătit sau nu mi-am plătit taxa. Pentru că, ca să pot să am acest front office, eu trebuie să am în spate niște sisteme foarte bine puse la punct. Asta este instrument în mâna guvernării, ușor de control. Asta este tot pentru cetățean. Aseară am avut emisiune pe TVR Internațional și un foarte drag telespectator nou, domnul Ioan Oprea din Australia, are aproape 80 de ani și ne urmărește la 3:30-4 dimineața în direct. Ar putea să vadă emisiunea când o transmitem la oră de vârf pentru domnilor, dar vrea să o vadă în direct. Ne spunea, printre altele, ca nemulțumire așa, că tot urmărește, știe foarte bine ce se întâmplă în țară, dar apropo de plătirea dărilor prin internet, ne spunea că în Australia, dacă ai o datorie cât de mică și n-ai plătit-o, autoritățile și preșul de la ușă ți-l vor lua. Dar mi-te să te mai lase că o fi sau că n-o fi. Uitați-vă la noi pentru un lucru mic, 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 un telespectator fidel al nostru din Botoșan, domnul Mihai Zancanu, spune așa, că vă urmăresc în permanent. De curând am fost din nou amenințat. Ne spunea acum câteva vreme că a fost amenințat pentru că a cerut bon fiscal. Și acum zice la fel. Mi s-a spus că dacă mai sun la TVR și semnalez că un magazin din Coșula nu eliberează bon fiscal, va fi de rău. Domnul Zancanu, poate intrați cu un telefon mobil deștept cu ceva, poate filmați, poate ne trimiteți vreo imagine și să vedem dacă își mai permit să facă așa ceva, pentru că nu este normal. Bogdan. O secundă. Deci, susțineți ideea că, iată, există și administrația are un instrument foarte bun de a controla într-un mod pozitiv cetățeanul, repet, control într-un mod pozitiv, pentru că nu mă refer numai la cetățean ca noi, mă refer la cetățeni care sunt instituții, să spunem, nu persoane fizice, ci persoane juridice și care au adesea, cum vedem cu toții, mari datorii. Deci un instrument bine pus la punct poate să ajute foarte mult și administrațiile și asta și schimbă puțin dialogul între cetățean și administrație. În același timp, trebuie să spunem, doamna director general, că în ultima perioadă, noi am avut o campanie de 2 ani de zile care s-a soldat cu ceea ce s-a întâmplat în domeniul bonurilor fiscale și a TVA-ului și toate astea și cât ar spune unii ceva împotriva domnului Ponta, pentru noi ca televiziune n-a făcut mai nimic, ba din contră, dar pentru partea economică a făcut extrem de mult. Iar treaba asta cu bonurile fiscale, cu cum să spun, tot ce vine la buget, s-a cunoscut fantastic de tare, iar în ultimele luni de zile, spre necazul și al nostru, al tuturor, veniturile au scăzut simțitor, ceea ce înseamnă că doar să simtă omul că te lași puțin pe tânjeală și automat nu mai plătește dările, nu mai plătește TVA-ul, nu mai eliberează bon fiscal și de aici. Pentru că cel mai bun exemplu la vremea respectivă era acela cu litoralul. În 4 zile pe litoral, nu știu dacă știți, Bogdan, în 4 zile pe litoral, pentru că s-a aplicase noua lege, s-a colectat cât se colectase în 4 luni de zile anul anterior, pe litoral. Doar că acolo s-a aplicat legea. Iată acum au revenit. Probabil ce a zis, mai ne controlează ăștia, mai dăm o șpagă, la revedere. Nu e normal. Asta este cultura civică. Este, dar vedeți că aici și noi, televiziunea publică, ar trebui să facem și mai mult. Și fiecare om, așa cum spunea domnul Oprea, azi noapte, nu se pune problema ca să stai. Vezi că unul nu face nimic, e și împotriva voinței tale, arde-l. Scurt. Greșesc? Eu cred că, în continuare, trebuie să existe niște direcții destul de limpezi și destul de clar asumate național. Apropo de ce spuneam înainte, acum 2 zile un grup de antreprenori destul de mare din 2 organizații patronale, cele mai mari probabil numeric din România, spuneau, ar trebui ca le recomandau primarilor. Nu, dar poți să spui care sunt, Consiliul Național al Întreprinderilor mici și Asociația Proprietarilor, se numește Romanian Business Leaders. La un loc au ieșit cu un comunicat de presă care a fost preluat în toată presa română și le recomanda aceste organizații primarilor
să pună în centru preocupărilor lor ceea ce se numește localitatea inteligentă. Ce ar presupune un astfel de concept? O localitate inteligentă înseamnă integrarea tehnologiei informației și a comunicațiilor în absolut toate palierele de organizare ale unei localități. De la școli digitale, biblioteci, sisteme de transport, spitale, iluminat stradal, rețele de alimentare cu apă, de gestionare a deșeurilor, de aplicare a legii, precum și alte servicii comunicare pentru a îmbunătăți eficiența serviciilor. Dar trebuie să-și asume la nivel central cineva ideea de a transforma societatea românească într-o societate inteligentă. Apropo de ceea ce spuneați, doamna directoare, este meritoriu ceea ce spuneți că ați făcut, numai că ar trebui făcut mult mai mult la nivel central, care să vă sprijine și pe dumneavoastră, care să direcționeze sau să educe, că tot văd Sorin că scrie pe prezentarea emisiunii Interes General că vorbim despre educație și atitudine. Noi trebuie să înțelegem că lumea se tehnologizează, se informatizează până la nivelul locuirii omului și atunci, într-un fel sau altul, trebuie să hotărâm dacă ne așezăm hotărât pe această direcție și dacă vrem o societate românească inteligentă, dacă vrem localități inteligente și dacă vrem să negăm foarte clar și limpede relativa sărăcie în care încă ne zbatem la nivel de peste jumătate din societatea românească, iar cu ocazia acestor alegeri care vin peste câteva zile, acești primari, cum spun și antreprenorii și oamenii de afaceri și societatea civilă, ar trebui și ei să fie sprijiniți să se educe în spiritul acestei dezvoltări tehnologice internaționale. Așa cum ai spus, rolul televiziunii publice ar trebui să fie de educare masivă, dar ar trebui să fie de educare masivă împreună cu niște direcții guvernamentale și cu niște proiecte de țară. Vorbeam cu colegii tăi ziariști de la revista Economistul și la ASE și cu reprezentanții unor universități economice din țară. În momentul de față se simte nevoia exprimării unor traiectorii limpezi care să meargă dincolo de interesele politice. Adică trebuie să existe în România exprimate 2, 3, 5 pe o perioadă direcții de dezvoltare economică în care tehnologia informației și smartul sau inteligența societăților să fie prima prioritate. Paradoxal este că ele se nasc cumva organic datorită comunicării internaționale, dar nu există foarte răspicat exprimate la nivel guvernamental. Aș vrea doar să citim câteva dintre mesajele telespectatorilor, să vedeți cam cum gândesc oamenii. Domnul Dan Stoian din București: cât de sigure sunt camerele de supraveghere instalate pentru protecția locuinței și conectate la internet? Există pericolul ca aceasta să devină o unealtă a infractorilor? Nu știu dacă vrei tu să vorbești. Cred că nu există niciun fel de îndoială că tot ce e conectat la internet va să fie, cum se spune, hăcuit. Deci, dar în același timp eu pot să arăt... Dar nici nu poate fi înlocuit. Corect. Eu am chiar acum, dacă e să-i spunem telespectatorului nostru, domnului Stoian, am o aplicație în care văd în permanență ce se poate întâmpla cu parcarea de la mine, cu multe. Știu din capul locului că există posibilitatea să intre cine vrea. Deci ea are un grad de siguranță, dar nu mă deranjează. Atâta vreme cât și mie îmi folosește, iar eu n-am nimic de ascuns, care e problema? Alte opinii, domnul Cristea Brunu din Tulcea spune așa: vă urmăresc cu cea mai mare surprindere și cu cea mai mare plăcere. Vă felicit pentru curajul de a aduce în fața telespectatorului un om așa de mare valoare, pe care, din păcate, televiziunea nu-l mediatizează așa cum ar trebui. Se spală practic toate păcatele TVR prin curajul dumneavoastră, domnule Burtea, de a realiza o emisiune cu acest mare cercetător pe care statul român a ales să-l bage în pușcărie. Păi acum e o plăcere pentru oricine, dar noi am făcut-o când
practic era acolo și când puteam să am și eu și echipa mea soarta respectivă, pentru că era o comandă. Nu e o problemă, dar Sorina, vă mulțumesc. Sorina, aș prefera să stăm strict în discuția despre tehnologie, pentru că eu cu închisoarea m-am împăcat destul de bine spre surprinderea celor care m-au trimis acolo. Și, da, dar nu poți să nu răspunzi, Bogdan, unui om care te apreciază atât de mult și care vede lucrurile așa cum trebuie. Vreau să spun foarte, foarte răspicat și foarte clar că am fost în destule emisiuni în ultima perioadă în care am vorbit despre ce se întâmplă acolo, dar eu cred că noi trebuie să vorbim, și aici doamna director avea dreptate, noi trebuie să vorbim despre lucrurile care trebuiesc construite. România are de construit, dar nu numai România, toate țările din zona au de construit, până și americanii și occidentalii, dar noi trebuie să construim puțin mai deștept, puțin mai smart. Păi să o întrebăm pe doamna director general, ce mai presupune smart? Da, eu nu sunt foarte sceptică, pentru că eu trăiesc în acest mediu oamenilor. Zice, eu cercetătorilor. Și sunt oameni serioși și deștepți și noi prețuim munca. Munca noastră, cel mai mult. Vreau să vă spun că eu... Vă întrerup și îmi cer scuze. Ce a fost eu foarte încântat zilele trecute, că la dumneavoastră în institut, când vorbiți de oameni serioși și oameni, deci sunt și mulți tineri, ceea ce este formidabil. Nu mă întrebați cât de greu. Păstrăm un institut în concurență cu firmele private, în concurență cu antreprenorii privați, care, mă rog, le dau mai multe salarii decât putem noi să le dăm, pentru că noi avem o grilă de salarizare, o grilă să de stat. Că noi n-am vrea să le dăm salarii, dar trebuie. Știu ce spuneți, da. Și asta este și o preocupare noastră, dar eu, știți, am o deviză pe care am spus-o tuturor tinerilor. Contează și cum câștigi banii, nu numai cât câștigi. Și este bine pentru tine ca individ, pentru dezvoltarea ta ca tânăr, să poți să lucrezi într-un mediu care te stimulează, chiar dacă în loc de 60 de milioane, mă rog, 6.000 pe lună, ai numai, să spunem, 3.000 pe lună și care... Mă rog, te ajută în această perioadă să te formezi. Da, un cercetător talentat care ia un salariu mic în România pleacă liniștit în Occident și câștigă niște sume mult și peste 3.000 și peste 6.000. Sunt foarte mulți care pleacă, dumneavoastră știți mai bine asta. Știu mai mult decât îmi spuneți dumneavoastră. Da, și mulți care s-au întors. Foarte mulți care s-au întors. Eu sunt puțin, țin la tinerii pe care i-am acolo și care sunt implicați în multe proiecte europene pe care noi le avem, care sunt foarte buni, foarte bine apreciați și care pot câștiga, pentru că există o hotărâre de guvern care ne dă voie să dăm salarii unui cercetător foarte bun până la 4.300 de euro pe lună. 4.300 de euro pe lună nu este un salariu în România de neglijat. Deci, sigur, pentru anume condiții, în anume tipuri de proiecte, dar există acest cadru legal. Deci ținem acest tine. Dacă vorbim puțin de smart, pentru că se vorbește mult de smart aici, în toate formele, este evident că smart-ul, repet, am găsit această definiție foarte interesantă la Universitatea Zeppelin din Germania. Smart-ul înseamnă, de fapt, o interconectare inteligentă. O interconectare inteligentă. Asta înseamnă că sunt smart. Vreau să am un smart city, deja intrat în vocabularul nostru al tuturor, înseamnă că tot ce înseamnă serviciu public trebuie să fie interconectat. Că este vorba de energie, că este vorba de transport, că este vorba de educație, că este vorba de sănătate. Asta înseamnă smart city. Dar ca să am smart city, eu trebuie să am și smart funcționar public. Adică un funcționar public care să știe să folosească tableta, telefonul, să se poată interconecta, să poată răspunde în formulele noastre informatice celor care interacționează cu el, adică cetățeanului. Trebuie să am deopotrivă. Și mi-aș permite să o spun direct și smart cetățeni. Adică oameni care comunică între ei prin aceste formule și știu să folosească serviciile online. Sigur că aici este rolul educației foarte important, dar dacă există, și asta am mai spus-o și altă dată, dacă administrațiile locale care sunt libere să-și fixeze impozitele, toată lumea știe acest lucru, ar spune, iată, cel care oferă, care plătește impozitul online, am să-i fac o reducere de 1% sau la 2%,
cu certitudine va apărea o anumită... Sunteți aproape antreprenorială, doamna director. Nu pot să fiu altfel, pentru că ne primim niciun ban, de la spunem, guvern, fără competiție, fără competiție, și fiind obligată să am în permanență un cash flow, trebuie să gândesc aproape ca dumneavoastră. Deci nu se poate altfel. Altfel nu țin nici tineri, nu pot să plătesc nici impozite la stat, nici apa și lumina pe care o plătesc și dumneavoastră. Și nici nu să vedeți înainte. Și nici să nu văd înainte. Să mai dați-mi voie să completez exact ce spuneți dumneavoastră. În propunerea aceasta a acestor asociații patronale este și ideea de poziționare a localității ca hub de inovare. Ar trebui ca primarii, administrația locală și administrația centrală să accepte ideea și să fie în centrul preocupărilor că orice fel de localitate poate să fie inovativă folosind mijloacele de comunicare existente la ora asta și pe plan național și pe plan internațional în favoarea localităților respective. Eu cred foarte mult în inovarea colaborativă, pentru că am spus la începutul emisiunii, nu pot să mai fac o cercetare de nișă, numai atât. Numai atât, pentru că nu se poate. Trebuie să văd interdisciplinaritatea unei cercetări, să am conecte, networking. Până la urmă, asta înseamnă utilizarea eficientă a tehnologiei și eu cred în inovare. Aveți un proiect de viitor cu Măgurele sau cu CERN? Noi nu am o colaborare strictă cu zona de Măgurele. Dânsii sunt fizicieni, dânsii sunt pe o altă zonă, au și o echipă foarte bună de informatică, dar noi să știți că avem un cloud. Cum bine știți, paradigma informaticii s-a schimbat. Nu mai este omul și calculatorul lui în mână, calculatorului cel mare, ci omul cu device-ul de toate formele, cu device-ul smart, care este conectat la un sistem puternic, care oferă serviciile pe care le dorește, adică să-și pună acolo date, să-și poată lua de acolo o aplicație pentru telefon, adică așa zisă abordare cloud. Tocmai mi-au cerut mie pentru încă 50 de giga în cloud, 0,99 de cenți pe lună. Nu știu cine v-a cerut. Da, egal cu zero. Instituția noastră a dezvoltat un cloud pe banii fondurilor structurale. Un cloud extrem de serios. L-am dat în funcțiune la sfârșit, în decembrie acest an. Un proiect de multe milioane de euro, deci, repet, fonduri structurale și care este funcțional. Funcțional, are, așa, just for numai pentru informare, 340 de terabytes, adică Library of Congress ar putea intra liniștită cu fondurile digitizate pe jumătate în această structură. Noi ne dăjduim să convingem instituții publice să-și folosească această structură. Care înseamnă avantaje peste avantaje. Nu este un plan guvernamental, dar să-și folosească această, pentru că înseamnă foarte mult. O primărie nu știe să-și implementeze un proiect informatic, pentru că nu are cum să știe, nu are specialiști, cum avem noi, nu, sau cum au firmele de informatică, dar pot apela la aceste servicii. Dar de ce nu lansați, de exemplu, un program de educare al primarilor din partea institutului? Nu pot să vă spun toate proiectele noastre și nu le voi spune aici. V-am spus numai că suntem... Poate mă lăsați pe mine să spun încă câteva telefoane de la telespectatori. Să spune de regie că mai avem 5 minute. Domnul Budău Stelian din Iași, comercianții din localitatea Gropnița, județul Iași, cum ziceam, eliberează bunuri fiscale. Dacă cumva îndrăznesc să cer așa ceva, ia și înjurături. Numai bine. Domnul Budău, păi poate încercăm să reluăm, să vedem, poate găsim niște sponsori, să reluăm ce am avut, campania respectivă. Domnul Vâlciu Petre din Tulcea. Vă urmărim și noi la cei 70 de ani. Mulți înainte, domnul Vâlciu. Nu pierdem nicio emisiune. Să aveți grijă, să fiți mereu așa cum sunteți acum. O să mă străduiesc și vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți telespectator fidel și că, la asemenea vârstă, urmăriți emisiuni atât de tinerești. Pentru că ce vorbim noi acum, de regulă, se aplică tuturor oamenilor din lume, dar, în principal, tinerii sunt cei care să ducă acest steag mai departe. Doamna Adina Constantinescu din București. Rețelele private criptate asigură o bună protecție pentru cei care folosesc camerele de supraveghere a locuințelor. Sunt ceva mai scumpe. O să
rețin treaba asta, doamna Constantinescu, și să găsim o formă să văd dacă îmi pot securiza și eu camerele. Dar, oricum ar fi, să mulțumim și acum. Domnul Hoha Onișor din Timișoara. O întreb pe doamna Doina Banciu. Eu am avut un domeniu, se numea costumepopulare.ro. Am avut niște probleme și l-am pierdut. Pentru a-l redobândi, o firmă din America îmi cere 3.500 de euro. Ce s-a întâmplat? Cum se poate rezolva această problemă? Asta e chiar bolas. Vă rog să mi-o lăsați, să știți că ne întâlnim adesea cu astfel de probleme. Pentru că există o regulă internațională, primul venit, primul servit. Nu știm din ce motiv a pierdut acest ascultător, domeniu. N-a plătit hostingul, probabil. Nu știu, nu, pot exista multe motive pentru care a pierdut acest domeniu. El a devenit liber, dacă a devenit liber, l-a luat altcineva. Avem adesea astfel de probleme, dar ceea ce mi se pare grav aici este faptul că se cer bani pentru așa ceva. Am avut o astfel de problemă extrem de serioasă cu un post concurent de televiziune, nu-l spun acum și aici, care a avut aceeași problemă. Cineva, o persoană fizică, a preluat sigla postului, domeniu, și a cerut o anumită sumă pentru așa ceva. Noi nu ne implicăm în astfel de conflicte. Nu sunt ale noastre. Este un business internațional foarte legal și foarte recunoscut. Sunt oameni care au firme, care cumpără mii și zeci de mii de domenii pe care le vând. Ei trăiesc din cumpărarea și vânzarea acestor domenii. Aș vrea cumpăra domenii, da, dar nu nume de domenii. Eu aș vrea să mai spunem ceva ce a lansat Oettinger. Doar o secundă, da. Dacă îmi permiteți, doamna director general. Aș vrea să spunem că a apărut o carte foarte interesantă. Adrian Neionescu semnează Jocurile privatizării. Avem voie prin lege să facem acest lucru și recomandăm acest lucru. De asemenea, de la domnul academician Manea Ștefan, am primit aseară o astfel de carte care se spune Produsele Hofigal în epigrama românească. Deci cea mai mare firmă de medicamente naturiste din lume, din Europa, a devenit, cum să spun, subiect de inspirație, o carte foarte frumoasă, foarte mare, foarte interesantă, cu scriitor de înaltă clasă, în domeniul acesta, da? Foarte interesant. Acum vă rog să continuați. Mai avem doar 2-3 minuțele, doamna ministru. Deci, aș vrea să vă spun că există trenduri europene finanțate de Comisia Europeană, așa zis, flagship-uri, deci cercetări de domeniu. Acum câțiva ani a fost Brain-ul, deci cercetările pentru creier și grafenul, dar pe 17-a, deci acum câteva zile, comisarul Oettinger, este comisarul european pentru economie digitală și securitate, a lansat... Îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup, a expirat spațiul emisiunii noastre. Era o întrebare foarte interesantă cu privire la generația anilor 70 de licențiați care nu-și găsesc un loc de muncă. Probabil că vom discuta pe tema asta. Vă mulțumesc mult pentru prezență și vă mai așteptăm. Iar telespectatorilor, pentru atenția cu care, dacă ne luăm doar după telefoane, ne-au urmărit. Rămâneți pe canalele televiziunii publice, pentru că, așa cum spun mereu, nu pierdeți nici măcar timpul. La revedere!